Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Deschisă și da de dacă te-ai născut pe 1 decembrie, ești practică, flexibilă și nu faci compromisuri în ceea ce privește opiniile tale. Îți place ca totul să fie după modelul tău, dar ești pregătită pentru cooperare dacă ți se pare necesar. Cu toate acestea, chiar și în acest caz, Principiile înalte îți permit să te întorci în situații în care trebuie să spui adevărul. Optimismul, energia și luminozitatea ta impresionează pe oameni și atragi ușor de partea ta datorită elocvenței, farmecului și umorului. Ai o personalitate extrem de deschisă și sinceră. Mai mult, nu-ți este niciodată frică să-ți susții cuvintele cu fapte. Deseori demonstrezi un comportament atipic și nu ești deloc jenată de acest lucru, ceea ce îi pe alții. Nu ești chinuită de rămușcări, tu respingi cu bucurie atitudinile și etichetarea publicului, mai ales dacă interesele tale sunt în joc. De când te-ai născut, literalmente ești deschisă pentru a întâlni lumea, mulți te pot considera superficială. Totuși, acest lucru nu este adevărat. Lumea ta interioară poate fi complexă și polivalentă, dar datorită excelentului simț al umorului reușești să o ascunzi de ochii curioși. Uneori însă, tu însăți nu-ți dai seama ce faci și se pare că toate acțiunile tale sunt dictate de anumite impulsuri spontane. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, neglijență, inconstanță, logică, ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate. O tendință de a-ți asuma riscuri, generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan, conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, Adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter, de la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine. Interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsata de obiectivitate. Tu te distingi prin sociabilitatea ta, dorința de a coopera și de a forma parteneriate. Tu preferi munca în echipă, nu te străduiești pentru conducere, dar adesea te dovedești a fi lider informal real. Ai tendința să idealizezi oamenii și lumea. În același timp, nu te poți numi prea încrezătoare, dar nici nu te lași condusă. Permanent ai propria ta părere. Ești generoasă. Nu ascunzi nimic de cei care ți sunt apropiați și dragi, și aceste lucru se aplică nu numai finanțelor. Singura problemă este că din cauza angajării complete, pur și simplu nu ai suficientă timp pentru oferte generoase, iar acest lucru poate provoca nemulțumiri din partea celor care nu te cunosc suficient de bine. Cu toate acestea, deoarece ești extrem de energică, ești capabilă să faci imposibilul. Tu iubești să flirtezi cu sexul opus, cu toate acestea, nu ar trebui ca cineva să caute intenții serioase în acest flirt, deoarece sentimentele profunde le adreseze numai aleșilor. Se poate să fi avut o copilărie nefericită, comportamentul tău extravagant în tinerețe implică invariabil pedapsă și insulte ca rezultat al copilăriei, iar acesta pot aduce la iritare la vârsta adultă. Un indicator al îndoielii de sine este uneori o atitudine prudentă față de iubire. Ești o persoană iubitoare de libertate. Cu toate că ești destul de capabilă să lucrezi într-o echipă de oameni cu gânduri similare, tu obții cele mai bune rezultate atunci când ți se oferă posibilitatea de a lua inițiativa. Mulți ani de muncă în cadrul strâns al unei întreprinderi pot tâneca talentul și inspirația ta. Ca și animalele sălbatice, care, după ce sunt încarcerate în celule, îți poți pierde contactul cu instinctele naturale și îți poți pierde individualitatea. Pentru tine, prezența libertății de exprimare de plină este extrem de importantă. Pe de altă parte, tu trebuie să-ți aminteți că societatea nu va rămâne întotdeauna tolerantă față de comportamentul tău excesiv de extravagant. Poate că ar trebui să înveți diplomația și să nu ți arăți atât de deschis sentimentele și dispozițiile. Cum afectează data de 1 decembrie soartata? Universul ți-a dăruit o personalitate deschisă și directă, tu prețuiești onestitatea și dreptatea și, în consecință, tu însă ți te raportezi la lume și la oamenii din jurul tău prin aceste valori. Ești îndrăzneață și decisivă? Uneori dragostea ta pentru risc este pe pragul nechipzuinței, dar dacă ești încrezătoare în dreptatea ta, nimeni nu te poate convinge. Ești independentă și îți păstrezi cu sfințenie spațiul personal, interdicțiile și restricțiile nu sunt pentru tine, iubești tot ce este nou, încerci să distrugi stereotipurile și să-ți pasul cu vremurile. Ai putere și voință uimitoare. Reușești cu ușurință și cu nerăbdare să ai succes în orice afacere pe care ai început-o. Dar, în ciuda hotărârii și talentului tău natural, calea ta în viață nu va fi ușoară deoarece ești o individualistă, ai noroc financiar și ești capabilă să câștige bani cu puțin sau fără efort. În această direcție, te miști rapid și ușor, crescându-ți bogăția și îmbunătățindu-ți situația socială. Ești sinceră? uneori e absurdă de sinceră, ai o inimă mare, îți petreci cu fericire timpul comunicând și încarci pe ceilalți cu pozitivul tău inepuizabil, faci noi cunoștințe ușor și natural, iar un simț subtil al umorului și farmecul tău te ajută la netezirea momentelor incomode. Ești interesat în mod special de sexul opus, dar nu dai prea multă importanță flirturilor și întâlnirilor instantanee pe tine te interesează fiabilitatea și constanța sentimentelor de dragoste. Pentru o activitate de succes și productivă, trebuie să te simți liberă și în largul tău. Când fluxul de lucru începe să-ți aducă plăcere, rezultatele vor fi obținute mai repede, pentru că redurești. dorești. Într-o poziție de conducere, vei aduce companiei mult mai multe beneficii și oportunități te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești grijulie, aventuroasă, ai o natură filozofică, respecti tradițiile, în relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia, ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener, nu ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini, pentru a fi cucerită inima ta. Nu poți lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Pentru tine, armonia și înțelegerea de plină cu un partener sunt importante în dragoste. Din exterior, poți părea că ești aeriană și superficială, dar aceste lucruri nu este chiar așa, nu-ți sunt străine sentimentele adevărate și profunde. Personalitatea ta este versatilă și complexă, dar prefer să o ascunzi de persoanele din afara cercului tău apropiat. În momentele în care autocontrolul tău slăbește, se poate vedea natura ta impulsivă strălucitoare. Într-adevăr, doar către puțin și cei mai apropiați oameni te poți deschide și îți vei arăta prezența. Într-o relație, ești sinceră și îți confirmi sentimentele cu acte extraordinare. Ești foarte iubitoare de libertate, dragoste și compatibilitate. Îți place la nebunie să flirtezi cu sexul opus, dar, în ciuda faptului că îți place să testezi efectul farmecelor tale asupra celorlalți, tu îți protejezi sentimentele adevărate și cu adevărat puternice doar pentru un bărbat excepțional. Lei și Berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine? Dacă uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani, vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător el va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completă libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioară îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit, sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Personalitate contradictorie, ești idealistă, iar pe de altă parte, practică, ești caracterizată de flexibilitate psihologică. În aproape orice situație, ești pregătită să faci compromisuri de dragul de a menține relații cu o persoană indiferentă. Singurele lucruri dure la tine sunt principiile, credințele și opiniile tale. Ești optimistă, energică și activă. Îți găsești rapid prieteni și te alături cu ușurință unei echipe. Ești deschisă, sinceră, nu ești indiferentă față de părerile altora. Ești un interlocutor excelent, ești erudită, elocventă și, mai important, capabilă să asculți. Tu nu vorbești, tu consolidezi cuvintele cu fapte, îți asumi cu ușurință responsabilitatea pentru munca aflată în derulare. Aceasta contribuie la o carieră rapidă. Îți apreciez șefii, respecti colegii, opinia ta la serviciu este adesea autoritară, dar există multe motive pentru aceasta, în primul rând competența ta necondiționată, sănătate și boli, ar trebui să-ți distribuie energia violent în mod uniform, mai devreme sau mai târziu se poate epuiza, cu excepția cazului în care îți oferi suficientă odihnă. Epuizarea poate fi exprimată atât printr-o criză nervoasă, cât și în dureri de cap, dureri la nivelul coloanei vertebrale, tulburări hormonale și chiar într-o serie de simptome. Într-un cuvânt, organismul însuși va răspunde la o atitudine inadecvată față de acesta. Sunt posibile tulburări spontane și intoxicații alimentare. Ești predispusă la supraponderabilitate? Excesul de grăsime se acumulează la nivelul șoldurilor și feselor. În orice caz, cheia rezolvării probleme este o dietă sănătoasă. Cel mai important este să gătești mâncare sănătoasă și gustoasă, variată, cu preponderențe de legume. Deși ești carnivoră, ar trebui să combini carnea, să o asociezi în proporții de cel puțin o parte carne cu șase părți legume. Mâncarea gătită în casă ți este mai indicată decât cea gata preparată. În ceea ce privește exercițiile fizice, este recomandat un exercițiu moderat dar sistematic. Sexul regulat este important pentru sănătatea ta fizică și psihologică. Destinul și norocul. Universul a hotărât să fii puternică, încrezătoare, energică, cu un caracter ferm, decisiv. În prima jumătate a vieții, sunt posibile dificultăți, dezamăgiri, încercări, este nevoie de rezistență și perseverență pentru a rezolva toate problemele care au căzut asupra ta. Însă, după ce vei fi depășită toate obstacolele, rezolvând în mod adecvat toate problemele, vei putea crea condiții de viață excelente pentru tine însă. În sectorul financiar ești însoțită de noroc și succes. Sfaturi pentru tine! Ești foarte energică. Cu energia ta îi poți oprima pe cei dragi. Păstrează-ți energia sub control. Singura cale către libertate este în cunoaște pe tine. Ferește-te de o abordare prea simplă față de ceilalți. Învață arta diplomației și prudența. Nu abandona ceea ce ai obținut deja. Investește în sufletul oamenilor, nu în sentimente efemere și iluzii.